Președintele PNL, Ludovic Orban, a criticat sâmbătă, la DEVA, hotărârea Curții Constituționale referitoare la revocarea procurorului șef al DNA, apreciind că prin decizia lor judecătorii ar fi rescris Constituția și ar fi afectat grav atribuțiile președintelui țării prin încercarea de a-i da ordine acestuia. Nu există precedent în cei 28 de ani de democrație cu o astfel de decizie. Practic, majoritatea politică din Curtea Constituțională a rescris Constituția și a încălcat Constituția prin această decizie, încălcând independența justiției principiul înscris în Constituție. Desființând practic prin decizie Consiliul Superior al Magistraturii, care este garantul independenței justiției, afectând grav atribuțiile președintelui și mai ales având tentativa de a da ordine președintelui, a declarat liderul PNL, într-o conferință de presă, scrie Agerpres.ro. Citește și, scandal monstru la românii au talent. A câștigat un bai sexual ungur război fără precedent în online. Ludovic Orban a menționat că, din punctul său de vedere, Curtea Constituțională nu poate să-l oblige pe președinte să facă un anumit lucru, date fiind legitimitatea acestuia prin vot și atribuțiile sale constituționale. Președintele este liderul politic și instituțional care beneficiază de cea mai mare legitimitate, legitimitatea conferită de votul la jumătate plus unul dintre cetățenii români. Președintele nu poate fi forțat să facă nimic, de nimeni, în virtutea atribuțiilor sale constituționale și ale legitimității de care beneficiază. Ca atare, din punctul meu de vedere, această decizie a Curții Constituționale și Curtea Constituțională în sine nu are calitatea de a-l obliga pe președinte, conform Constituției, să facă sau să nu facă ceva, a completat Ludovic Orban. Citește și, surpriză de proporții. Cine este milionarul care a cerut-o în căsătorie pe Maria Șarapova? Președintele PNL a mai spus că pentru susținerea moțiunilor depuse de liberali vor fi purtate discuții cu toate forțele politice relevante din Parlament, inclusiv cu Pro-România. Noi vom discuta cu orice actor politic relevant de la nivelul Parlamentului. Vom discuta cu toți liderii de grupuri, evident altele decât PSD, dar vom avea și discuții individuale cu parlamentari PSD pentru a încerca să-i convingem că este împotriva interesului României menținerea la putere a acestui guvern care este, de fapt, pilotat de Dragnea și de Tăriceanu. Cred că domnul Ponta are ocazia să demonstreze dacă este sau nu este împotriva PSD, împotriva lui Dragnea și împotriva acestui guvern, care este guvernul de casă al lui Dragnea. Citește și Ingrid Mocanu, dezvăluit uimitoare despre Iohannis. Iar această ocazie o va avea la moțiunea de cenzură inițiată de PNL, a conchis Ludovic Orban. Legătura acestuia cu un ministru care ar fi primit o șpagă de 10 milioane de dolari.